Vă salut, dragi prieteni! Bine ați venit la noua și frumoasă lecție din acest capitol. În această lecție vom învăța notele din cheia fa. Înainte de toate, aș dori să vă prezint cum arăta înainte portativul muzical. Acesta era compus din 10 linii, așa cum observați în această imagine. După cum puteți observa în această imagine, nota do central se află la jumătatea portativului, exact așa cum se află la pian. De la do central în urcare avem gama do major într-o octavă, iar de la do central în coborâre avem gama do major încă o octavă. Din motiv că era mult mai dificil de citit portativele în acest mod, s-a decis să se împartă portativul muzical în două și așa a devenit portativul compus din 5 linii, așa cum observați în această imagine. Iar nota do central este nota comună dintre cele două chei. Acum priviți această imagine și învățați foarte bine aceste note din cheia sol și cheia fa. În mod normal, portativul pentru pian arată exact așa, ca în această imagine. Dar despre acest lucru vom vorbi în lecțiile successive. Acum haideți să cântăm gama do major în cheia fa. Vom proceda exact așa ca în lecția anterioară. Așteptăm cei 4 timpe metronomului și începeți pe timpul 1 odată cu mine, numărând pentru fiecare notă întreagă odată cu metronomul cei 4 timpi. O cântăm numai în coborâre, exact așa cum observați în această imagine. Acum, dacă sunteți pregătiți, să începem! Unu, doi, trei, patru. 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 Unu, doi, trei, patru.